Vă salut, suntem din nou la Stupină. Ce aș vrea să vă prezint în acest filmuleț, pentru că am avut mai multe solicitări referitor la creșterea măcilor. Multe întrebări în privat. Să spun cum pregătesc starterul și finisorul. Transvazarea eu am arătat-o și cred că s-a înțeles destul de bine. Am arătat cum transvazez, am și explicat un pic. Într-adevăr, pentru cei care practică lucrul acesta, adică transvazarea, este un lucru simplu de acum. Dar sunt foarte, foarte mulți colegi începători care au nevoie să știe mai multe detalii și pentru că nu am nimic de ascuns, vreau să fac câteva clarificări. Referitor la starter, trebuie să fie un stup destul de bun. Deoarece el este cel care inițiază bocile, creșterea bocilor și din cauza asta trebuie să fie destul de bun, să aibă multă albină doică. Deci dacă starterul nu-l facem cu multă albină doică, nu o să avem succes. Și de-aia eu îi pun, deci fac starterul și cu puiet. Sunt mulți care le ia tot puietul și atunci este o problemă destul de complicată, pentru că dacă ai băgat o singură dată boci la crescut, apoi nu mai are cine să ți le mai crească. Să ți le mai crească frumos în condiții optime. Și atunci eu folosesc și formez starterul cu foarte, foarte mult puiet. Cu puiet căpăcit, evident. Ceea ce mă ajută pe termen lung, pot să creez mai multe serii fără să fie nicio problemă. Și totodată, din câte am observat eu, dacă starterul are puiet, nu mai ies boci, să zicem, de alea de salvare, pentru că în momentul în care nu e puiet, ele o să ia în creștere toate bocile, chiar și toate larvele, chiar și niște larve mai mari dacă noi nu punem ce trebuie, și atunci o să iasă niște boci cam de salvare, să zic eu așa, mai proaste calitativ, pentru că ele disperate, văzând că nu au puie deloc, o să ia în creștere orice. Asta e ce am observat eu. În momentul în care îl faci cu puiet, ele nu sunt atât de disperate, simt că nu au matcă și le cresc, dar cresc numai bocile care sunt și larvele care sunt bune pentru regine. Cam asta referitor la starter. La finisor treaba e mai simplă, pentru că finisorul nu trebuie să-i faci nimic. Practic, finisorul este un stup normal, un stup cu matcă, da? Nu este să zici că trebuie să-i faci ceva la finisor. Finisorul alegem un stup de elită, cel mai bun stup care ni se pare că chiar a făcut treabă în anii anteriori, care e bun de miere, e blând și așa mai departe, deci un stup cu o matcă de excepție, și atunci mutăm bocile în el. Asta este un finisor.
nu, nu trebuie să-i facem nicio lucrare, așa cum e, am făcut loc, am băgat rama, e foarte simplă treaba. Deci cam asta am vrut să clarific, pentru că evident sunt și colegi care nu au făcut această lucrare și trebuie să știe cât mai multe lucruri. Eu, așa cum știți, nu m-am ascuns niciodată. Am spus, am și repetat de multe ori să mă întrebe cine are neclarități, pentru că n-am de ce să ascund nimic. Nu e bine să ascundem, pentru că și noi am învățat de la alții și alții învață de la noi dacă au ce învăța. Și cam asta e treaba. Referitor la transvazare, ați văzut cum transvazez. Evident, mi-au mai spus colegi că dacă bag lanseta în gură, las salivă, da, fiecare. Eu o bag în gură decât să curăț, nu să las salivă, nu las pe spatula aia salivă. Dar în fine, cred că nu s-a înțeles prea bine ce am vrut să fac, dar nu, asta e foarte, foarte important. Deci asta e lucrarea pe care o fac. Cine îi place și crede că poate să ia ceva bun, să ia. Cine vrea să mă întrebe, să mă întrebe. Răspund mai greu pentru că sunt foarte ocupat, dar răspund fără probleme. Deci cam asta e treaba cu bocile și cu lucrările pregătitoare. Vă salut, numai bine și ne vedem cu alte și alte filmulețe ce mai fac pe aici prin stupină.